M-am gândit să prezint pe scurt un mesaj pe care l-am intitulat Departe și aproape de Dumnezeu. Și ca pasaj de referință m-am gândit la Cartea Judecătorilor, capitolul 6. Este vorba despre asuprirea madianiților și despre Gedeon. Cartea Judecătorilor descrie perioada aceea după ce copiii lui Israel au intrat în țara Canaanului și vreo 300 și ceva de ani au umblat cam bezmetici. Da, nu prea au știut ce să mai facă. Atâta vreme cât au mai trăit cei din generația lui Iosua, au mai avut o oarecare direcție, dar după aceea mergeau după dumnezeii cananiților, nu era un împărat în Israel, chiar apare ca un refren lucrul acesta în Cartea Judecătorilor și fiecare făcea ce îi plăcea. Și un alt refren care apare în Cartea Judecătorilor este copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui. Cu tare, cu tare, cu tare. Și după aia copiii lui Israel au strigat către Domnul și Dumnezeu i-a izbăvit, le-a trimis un judecător și mai departe. Și lucrul ăsta se repetă ciclic. Căderi, adică departe de Dumnezeu, după aia iarăși strigau după Dumnezeu. Și cred că acest circuit se întâmplă și în viața noastră. Uneori suntem mai departe de Dumnezeu, alteori suntem mai aproape de Dumnezeu. Când dăm de necazuri, când dăm de suferințe, când dăm de probleme. Gedeon este un viteaz sau un erou intrat în stand-by, cum se zice în limba engleză, adică a intrat la naftalină, la protejare. Erau asupriți de madianiți și când trebuiau să culeagă recoltele, veneau ca niște lăcuste, zice cuvântul lui Dumnezeu, furau totul și îi lăsau nenorociți. Imaginați-vă, eu mi-aduc aminte când eram copii de episodul ăsta, că aveam obiceiul, copii fiind, să mergem la furat, dar nu mergeam să furăm din case. Furam cireșe, furam fructe de pe copaci, de pe straturi, luam ceapă, usturoi, chestii din astea. Dar era un fel de cultură din asta. Hai să mergem să furăm cireșe, da? Și Nică povestește în amintiri din copilărie. Și mi-aduc aminte că mai așa câte o bătrânică așa cu parul la noi sau cu câte o furcă să ne mai sperie pe acolo sau mai dădea drumul la câte un câine. De noi mai scăpa, dar de ăștia nu puteai să mai scapi, știți? Pentru că atunci când veneau, luau tot, luau saci cu grâu, luau poate chiar și sclavi, omorau oameni, era cumplit. Și e cumplit să vezi că îngrijește un pom sau, eu știu, niște fructe și când să te bucuri de ele, vezi crengile rupte, vezi fructele luate de acolo, este foarte neplăcut. Și Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc și le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, eu v-am scos din Egipt, v-am scos din țara robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor, da, și le rostește câteva sentințe acolo. Și la un moment dat Dumnezeu se gândește să își trezească eroul care bătea grâul în teasc. Era oarecum foarte supărat pe Dumnezeu Gedeon atunci. De multe ori suntem supărați pe Dumnezeu, nu știm de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. Uneori sunt o cauză directă a neascultării noastre, alteori se întâmplă să fie și o cauză a alegerilor noastre greșite, alteori Dumnezeu îngăduie să vină nenorociri în viața noastră, ca să ne învețe ceva. Așa cum a fost și cazul lui Pavel. Zice că i-a dat Dumnezeu un țepuș în carne, de 3 ori m-a rugat Domnului să-mi ia și nu mi l-a luat. Zice, harul meu ți este îndeajuns pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Așa că uneori Dumnezeu îngăduie să vină nenorocirile și necazurile în viața noastră, să ne țină aproape de El. Pavel zice să nu se îngânfe, da? Alteori sunt o cauză a alegerilor noastre și zice, vai, așa a vrut Domnul. Nu, așa a vrut capul tău. Și acum, cum se zice în popor, capul face, capul trage, nu? Alte ori pot fi și alte cauze. Însă aici vorbim despre cauzele acelea de apropiere și depărtare de Dumnezeu. Și Gedeon era foarte supărat pe Dumnezeu. Doamne, tot auzim noi de minunile pe care le făceai
Când i-ai scos pe părinții noștri din Egipt, când i-ai trecut Marea Roșie, când ai secat Iordanul, unde sunt toate minunile astea? Și Gedeon este foarte supărat pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl întâmpină foarte interesant. În timp ce bătea grâul în teasc, îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Wow! Era viteaz Gedeon la ora respectivă? Nu prea părea a viteaz. Părea mai degrabă a fugar, a laș, a om care se ascunde, dar nici vorbă să fie un viteaz. Însă, Dumnezeu privește la viețile noastre prin prisma ceea ce putem să devenim prin Harul Său, nu prin prisma ceea ce suntem la momentul actual. Așa că dacă sunteți descurajați, să știți că Dumnezeu poate să facă din voi niște viteji. Dacă nu aveți multă putere, Dumnezeu poate să vă întărească. La un moment dat chiar îi spune Gedeon lui Dumnezeu: Doamne, și spune și mie cu ce să mă duc eu să izbăvesc pe Israel. Sunt din cea mai mică și neînsemnată și săracă familie din Israel și n-am nici putere, n-am arbat. Cu ce să mă duc să izbăvesc? Și ce îi spune Dumnezeu? Du-te cu puterea aceasta pe care o ai. În momentul în care așteptăm să vină peste noi o putere mare din partea lui Dumnezeu să facem anumite lucruri, s-ar putea să așteptăm mult și bine. Dumnezeu lucrează pe principiul acesta: apucă-te de lucru și eu te binecuvântez. Fă ceva și eu voi face mai mult în viața ta. Dumnezeu este ca un investitor. El nu te binecuvântează să faci nimic. Nu te binecuvântează ca să stai degeaba. Nu te binecuvântează să te uiți în oglindă să zici: wow, ce bine arăt! Ce grozav sunt eu! Ce bine predic eu! Ce bine cânt eu! Ce lucruri minunate știu să fac eu! Mai grozav ca mine nu este. Nu pentru asta te binecuvântează Dumnezeu. Dumnezeu îți dă putere ca să faci ceva cu ea. Și cu cât este lucrarea pe care trebuie să o faci mai mare, cu atât puterea pe care ți-o dă este mai mare. Și ți-o dă atunci când ai nevoie de ea. Uite, vă spun chiar în momentul acesta, înainte să predic, eram atât de leșinat și de obosit și de... Chiar i-am spus soției mele: nu mai pot, îmi vine să dorm mie. Însă în momentul în care mă apuc să predic, Dumnezeu dă putere. De ce? Pentru că îți dă putere atunci când ai nevoie de ea. După aia sunt convins că mă duc acasă și mă culc. Dar în momentele în care ai nevoie de energie, când ai nevoie de putere, Dumnezeu ți-o dă. Dar trebuie să faci ceva cu ea. Dacă nu faci nimic, Dumnezeu n-are ce să binecuvânteze. Și de asta îi spune lui Gedeon: apucă-te de treabă. Du-te cu puterea aceasta, puțină cât este. Pune-o la lucru. Și bineînțeles, Gedeon nu prea crede ceea ce îi spune Îngerul Domnului, îi cere niște semne, știți, cel cu darul de mâncare, Îngerul Domnului mistuie darul de mâncare, apoi semnele acelea cu lâna, să fie uscată, să fie umedă și așa mai departe. Până când Gedeon își dă seama că de fapt are de-a face cu Dumnezeu. Însă, înainte de a face acele mari biruințe, de a realiza cele mari biruințe, Gedeon a avut nevoie să facă și niște schimbări în viața lui și a familiei lui. Pentru că de regulă noi suntem foarte dornici și foarte harnici să începem schimbările cu alții. Știm să spunem ce trebuie să facă alții, știm să-i criticăm. Când e vorba să facem disciplină cu alții, suntem corecți până la sânge, că noi apărăm cauza lui Dumnezeu, însă atunci când este vorba de schimbări în viața noastră, suntem un pic mai reticenți. Și Dumnezeu i-a zis: uite, ai o problemă, trebuie să tai parul Astartei și al lui Baal din casa tatălui tău. Nu cred că trebuie să fac multe descrieri ce însemna. Da? Era închinare la cultul falic. Asta însemna. Deci o blasfemie cum nu se poate mai mare. Și astăzi este la fel. O adevărată închinare la sexualitate. Sexul este peste tot. Și în reclame, și în filme, și peste tot. Se promovează.
foarte mult. Și o binecuvântare pe care a lăsat-o Dumnezeu deja s-a transformat în blestem, pentru că este pus în alt cadru. Aici era vorba chiar de cadrul închinării. Și Dumnezeu a zis, uite, trebuie să scoți asta de acolo, pentru că nu are ce căuta sexualitatea în închinare. Sexualitatea are de a face cu familia, da? Și cu cei doi. Nu aduci în închinare, în templu. Însă asta era cultura păgână pe care au împrumutat-o. Și după ce a făcut această reformă, oamenii să-l omoare, nu alta. Cine a tăiat, zice, parul sfânt? Da, chiar așa spune versetul 30, să știți că nu vorbesc de la mine, capitolul 6, versetul 30. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Vă dați seama la ce nebunie a ajunseseră? Să se închine în cultul falic și să spună că lucrurile astea sunt sfinte. E groaznic. Și Dumnezeu a zis lui Gedeon, până nu scoți mizeria din casa ta, nu ai ce să-i reformezi pe alții, să spui altora anumite lucruri. Și Ioas, tatălui, fiind foarte înțelept, a zis, oare datoria voastră este să-l apărați pe Baal? Dacă Dumnezeu este Baal, să se apere singur. Că doar este Dumnezeu, nu? Și de acolo i s-a pus numele lui Gedeon Ierubal. Departe de Dumnezeu, nu poți să faci lucruri mari. Așa s-a întâmplat că Gedeon și casa lui Israel au ajuns atât de vlăguiți de putere, pentru că s-au dus departe de sursa puterii care este Dumnezeu. Și când suntem epuizați ca bateriile acelea descărcate, începem și noi să strigăm către Dumnezeu. Doamne ajută-ne, Doamne scapă-ne. Și Dumnezeu zice, bun, ok, hai să vedem ce facem. Și Dumnezeu i-a vorbit, după ce i-a dat toate semnele acelea cerute de Gedeon, și a spus, uite, du-te, te rog, să-i zbăvești acum pe Israel. Și s-a sculat dis de dimineață, a dat strigare în tabără, vreo 32.000. Ăștia sunt 120.000, ca vreo 4, așa, la 1. Mai merge, dacă sunt mai voinici așa și mai motivați, merge. Dacă avem și strategie, mai atacăm noaptea, știți, noi ne facem calcule, minte, zice Dumnezeu. Nu, sunt prea mulți. Cei fricoși și cei care sunt prea de curând însurat să meargă acasă. Și zice cuvântul că 22.000 de oameni din popor s-au întors și au rămas 10.000. Wow, 22.000 de fricoși. Na, du-te la luptă cu ăștia. Am făcut iară calcule. Am rămas cu 10.000, hai să zicem că mai facem cumva, ne mai batem cu 10-12. Îi mai iau pe flancuri, nu știu cum, îi atac prin surprindere, noaptea, eu știu cu ce mai dau prin aer, cu lacrimogene, cu fumigene, cu ce-o fi, tot mai e ceva. Și Dumnezeu zice, încă sunt mulți și ăștia. Eu n-am nevoie de toți. Du-i la apă, să vezi, care iau așa apă în căuș, al palmei cu mâna și limpă-i așa ca și câinele, păia să iei. Care își dau jos cingătoarea, să așează, să spală, nu, zice, ăștia scomozi, îi lași acasă. 9.700 de comozi și 22.000 de fricoși. Na, fă armată cu ăștia. N-aveai ce. Și Dumnezeu zice, ți-au mai rămas 300, na, cu ăștia te duci și bați pe Madian. Ca să vezi că, de fapt, puterea nu stă în calculele tale, nu stă în ceea ce te aștepți tu că stă, ci în ceea ce cred eu că este puterea adevărată. Puterea vine de la mine. Și cu 300 de oameni, Gedeon a nimicit o armată de 120.000.
departe și aproape de Dumnezeu. Să știți că istoriile acestea binecuvântate din Scriptură nu sunt scrise așa ca niște povești. A, le citim și noi seara copiilor sau mai învățăm și noi ca să știm și noi povestiri biblice. Nu. Sunt cuvântul lui Dumnezeu și arată cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre. Poate că noi ne facem niște calcule. Oh, păi uite, eu dacă n-am toate resursele astea, dacă n-am toți oamenii, dacă n-am toți banii sau toată puterea, eu nu mă apuc de treabă. Dar Dumnezeu zice, nu, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și după aceea puterea îți va crește, găsești noi oportunități, eu te binecuvântez, îți dau putere și sunt cu tine, dar trebuie să fii în acțiune. Dacă nu ești în acțiune, nu faci nimic. Și Gedeon, într-adevăr, a reușit prin puterea lui Dumnezeu să devină un viteaz. De la omul care bătea greul în teasc și care se temea și de umbra lui, a ajuns să fie un mare eliberator. Păcat însă că pe Gedeon nu l-a ținut prea mult entuziasmul și credința aceasta. Ce nu citim mai departe este capitolul 8, în care Gedeon a luat toate lunișoarele și cerceii de la izmaeliți și a făcut din ele doi terafimi, care, zice, au ajuns o pricină de cădere pentru poporul Israel. Au început să se închine la idoli. Și lucrul acesta n-a făcut decât să-i ducă din nou în jos pe copiii lui Israel. Dar totuși, în circumstanțele date, Gedeon rămâne unul dintre eroii Scripturii din perioada judecătorilor și un om al lui Dumnezeu care a făcut mari, mari isprăvi cu ajutorul lui Dumnezeu. Departe și aproape de Dumnezeu. În viața aceasta a noastră, depărtarea și apropierea de Dumnezeu sunt ca fluxul și refluxul, numai de multe ori fluxul este atât de lung că refluxul obosește până vine înapoi și ne trezim că venim la Dumnezeu atunci când nu mai avem nimic sau când suntem rupți, vlăguiți. De ce să nu vii la Dumnezeu acum? Și de ce să nu-i dai viața lui Dumnezeu astăzi, chiar în seara aceasta? Gândește-te la aspectele acestea. Și cei care sunteți de mai mulți ani în credință, nu vă gândiți la alții. Da, asta e reflexul nostru al pocăiților. Să ne gândim că aceste chemări ale Dumnezeu sunt doar pentru alții. Nu, păi, dragii mei, dacă citiți cărțile profeților, sunt o mulțime de chemări pentru poporul lui Dumnezeu, care ba era lângă el, ba după aia se ducea pe șleauri. Și iar îi cheamă Dumnezeu, veniți la mine, veniți. Păi nu pot să-i binecuvântez pe ceilalți prin voi, dacă voi sunteți departe de mine. Așa că luați chemarea aceasta personal. Și luați-o ca atare. Dacă sunteți aproape, dacă vreți să fiți aproape de Dumnezeu, puneți toată puterea la lucru pentru El. Și vă garantez că nu veți regreta. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va interveni și va binecuvânta efortul dacă este făcut cu inimă bună pentru cauza Lui. Ispita este foarte mare să credem că prin puterea noastră putem să facem lucrurile fără Dumnezeu. Și sunt atâtea șoapte în jurul nostru care spun, lasă că trebuie să ai psihologia aia pozitivă, să zici de 100 de ori, sunt cel mai tare, sunt cel mai bun, sunt cel mai nu știu cum și să vezi cum începe să activeze mintea, să aliniază cu universul. Când aud trăznăi din astea, împârâie neuronii, deci nu reușesc să... Ce univers? Ce univers? Universul? Care e universul? Ce? Ăla e așa o entitate care funcționează singură? De unde? Numai oamenii, ca să scape de Dumnezeu, se ascund după tot felul de denumiri și de... Pavel zice, Dumnezeu ăsta necunoscut, universul ăsta pe care îl numiți voi așa, este de fapt Dumnezeu. Și spune clar. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, eu mă închin la ceea ce știu, la ceea ce
Cunoaștem, zice Hristos, femeii samaritence, adică Dumnezeu are nume, Dumnezeu este o persoană, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este suveran, este stăpân, aia se schimbă lucrurile. Deja știi că El este tata, este stăpânul și tu ești copilul Lui, ești slujitorul Lui. Nu mai ești tu cel care face lucrurile. Chemarea lui Dumnezeu este să venim aproape de El. Pentru că atunci putem să devenim cu adevărat vitejii Lui și oamenii prin care să lucreze. Dacă vom lucra departe de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu vom cădea în frânți. Oricum vom cădea. Însă una este să cazi obosit de lucrul Domnului, să spui ca Pavel, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum așteaptă cununa. Și este cu totul altceva să cazi epuizat, luptând împotriva lui Dumnezeu și să-ți dai seama că ți-ai irosit viața și că de fapt ești pierdut. Este cu totul și cu totul diferit. De aceea, Dumnezeu vrea să fim aproape de El. Și chiar dacă vă mai supărați ca Gedeon pe El și vă întrebați unde este Dumnezeu atunci când sufăr, de ce vin anumite necazuri în viața mea, de ce se întâmplă anumite lucruri, o să găsiți explicațiile și dacă nu o să le găsiți, este vremea veșnicie să vă dea Dumnezeu explicațiile. Important este să fiți în lucru și să fim în lucru pentru El. Iar restul Dumnezeu va purta de grijă. Orice provocări aveți în viața voastră, dragii mei, nu uitați că Dumnezeu este alături de voi. Și chiar dacă pentru moment nu vedeți o cale de scăpare, așa cum nu vedea nici Gedeon, cum, cu ce să izbăvesc pe Israel, cum să ies eu din problema asta, aveți răbdare, rugați-vă și începeți să acționați cu puterea pe care o aveți. Și Dumnezeu încet, încet va deschide drumul. Însă să fiți siguri că niciodată Dumnezeu nu vă va lăsa. Asta este speranța pe care o găsesc aici. Și aceasta este puterea lui Dumnezeu pe care o găsesc în Sfânta Scriptură. Și să știți, chiar cred lucrurile acestea. Uneori am tendința să mă iau și o taurul de coarne, să fac în puterea mea. Și Dumnezeu zice, mă bine, dacă vrei să te istovești, fă. Mai sunt copiii când vin de la cumpărături, vin cu câte o plastă de neagră. Tati, las că iau, mă, nu-i pentru tine. Nu. Și cum o ia, o scapă jos. Păi nu ți-am spus, e grea, tati, e grea. Păi asta e pentru tata, las-o pentru mine. Tu ia, uite, pâine asta, ia cofragul ăsta cu ouă, ia, eu știu, plasa asta mai ușoară, pâinea și așa mai departe. Dar important este să fim acolo, pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Să nu mai stăm departe de Dumnezeu și să venim aproape de El. Chiar spune Dumnezeu, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta când aveți timp, când aveți chef și când puteți, nu? Dacă mă veți căuta cu toată inima. Dragii mei, binecuvântat să fie Domnul pentru cuvântul Său și pentru tot ceea ce ne oferă. Vă doresc tuturor o seară binecuvântată și Dumnezeu să călăuzească viața voastră pe mai departe. Chiar dacă această serie se încheie aici, cu ajutorul Lui ne vom mai vedea și vom continua proiectele noastre, ori aici în Biserica Avangardă, în sâmbătă, vineri seara avem programele pe a 7, sâmbătă seara tot programul de weekend este dedicat sufletului și emisiunilor spirituale. Putem să ne vedem și să urmărim, să fim conectați și în felul acesta. Cei care doriți, puteți să veniți să vizitați Biserica Avangarden și să simțiți atmosfera care este aici. Există foarte multe posibilități prin care să ținem legătura și unii cu alții și cu Dumnezeu. Vă doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să rămână cu dumneavoastră. Amin. Vă invit pentru momentele următoare să ne ridicăm ca să înălțăm rugăciunea de binecuvântare, rugăciunea de seară și
să cerem prezența lui Dumnezeu în viețile noastre pe mai departe. Doamne, îți mulțumim că în serile acestea ai fost alături de noi la altarul de seară. Îți mulțumim pentru binecuvântările tale și pentru făgăduințele tale. Îți mulțumim pentru că ne oferi sprijin și ne oferi putere. Îți mulțumim pentru toate chemările tale la pocăință și la biruință. Te rugăm ca să binecuvântezi pe toți prietenii noștri care au urmărit în fiecare seară aceste altare și au fost aproape de noi cu sufletul. Te rugăm să binecuvântezi familiile lor și viețile lor. De asemenea, te rugăm ca tu să binecuvântezi biserica aceasta, să binecuvântezi pe toți aceia care au pe inimă lucrarea ta și să ne ajuți pe fiecare dintre noi să dăm luptele credinței și să mergem mai departe, Doamne, să fim o lumină în lumea aceasta, să fim un sprijin pentru cei nenorociți, pentru cei descurajați, pentru cei care au nevoie de putere, Doamne, și de o remotivare. Te rog să fii cu ei și ajută-ne să îi putem ajuta și noi când au nevoie de noi. Rămâi cu pacea și cu binecuvântarea peste noi și în seara aceasta dă-ne odihnă și pace și liniște în căminul nostru, pentru că te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.